Bună seara, este miercuri, ora 22, emisiunea Cabala 100% cu Tea Haimovici, partea a doua a dezbaterii, diferența dintre identitate și ființă. De foarte multe ori facem confuzia, identitatea este extrem de importantă și ființa este și mai importantă. Cred că nu există domeniu mai important decât cel care se numește Kabbalah, care poate să dezbată acest lucru. De ce? Pentru că tot a început cu Kabbalah. Kabbalah în limba aramaică, care este limba ebraică veche, limba pe care vorbea și Isus, reprezintă primirea sufletului de către om, dar reprezintă și cea mai veche înțelepciune a lumii. Kabbalah vine și povestește, în urmă cu mii de ani, povestește că lumea se împarte în două, 1% lumea de întuneric în care trăim, 99% lumea de lumină, iar ceea ce se leagă între lumea în care trăim și 99% lumină este un drum foarte lung pe care noi îl numim timp și faptul că niște lucruri nu se manifestă imediat, faptul că am venit pe planetă și avem de rezolvat lucruri care țin de 7 generații înaintea noastră și noi la rândul nostru scriem viața 7 generații după noi, faptul că nu înțelegem bine timpul și încercăm să-l folosim cât mai profund, cât mai eficient, în timp ce obținem rezultate pe loc, dar scăpăm din vedere lucruri importante pentru noi. Ori scăpăm din vedere partea de delicatețe a sufletului, ori scăpăm din vedere partea importantă a manifestării imediate, pentru că în lumea în care trăim, timpul contează foarte mult. Ziua are 24 de ore, iar în Kabbalah se spune că timpul este ceea ce există între cauză și efect. Ei bine, aici intervine spiritualitatea, cea pe care o cunoaștem în viața de zi cu zi, sunt numele de spiritualitate, dar toate, indiferent de ce formula spiritualității o alegem, toate își au rădăcinile profund ancorate în Kabbalah. Spiritualitatea este o experiență umană universală care ține împreună partea de identitate și partea de ființă. În prima parte a emisiunii am vorbit despre asta. Facem acum ca un fel de recapitulare, tocmai ca să ne putem angaja într-o dezbatere pe undeva pentru cei care nu au văzut prima parte, să înțeleagă despre ce e vorba și în al doilea rând să poată fi o continuare a primei părți. Iar practic această spiritualitate care pune împreună partea de identitate cu ființă este o experiență care ne atinge pe toți. În condițiile în care identitatea noi o putem declina aici în 1% cu un buletin, cu un pașaport, cu un permis de conducere, cu o grămadă de lucruri, vorbim astăzi despre identitatea digitală, pentru că în lumea nouă în către care ne îndreptăm, din păcate, cât sunt eu de bună și cunosc foarte bine partea de, de comunicare în lumea virtuală, da? Pe undeva, da, ne ajută foarte mult partea asta de inteligență artificială care apare și care cică este pusă la dispoziția noastră, pe de altă parte ne taie aripile pentru că cu siguranță va fi folosit și pentru a se coordona și pentru a limita niște libertăți, pentru a fi pusă omenirea cu botul pe labe, din păcate, deci asta este părerea mea. Eu care cunosc și care zic eu că m-am antrenat destul de mulți ani, atât în lumea spiritualității, cât și în lumea aceasta a online, ca să nu încep să vorbesc de IT, internet sau mai știu eu ce, să vorbim așa de parte de online, pentru că de fapt direcția aceasta de online este direcția care încearcă să imite universul și prin intermediul digitalizării, da, este o chestie metafizică, că noi nu o vedem, așa, totul este coordonat din satelit, totul este coordonat prin tot felul de fibre pe care nu le vedem, nu știm cum funcționează. Ei bine, prin intermediul acestor lucruri, da, pe undeva primim o grămadă de lucruri cadou, fiindcă lumea trebuie să meargă mai departe, pe de altă parte, într-adevăr, omenirea este pusă de-a dreptul în zgardă și cu botul pe labe, pentru că se încearcă prin intermediul tot ceea ce înseamnă internetul și această comunicare și digitalizare, se încearcă punerea lumii într-o zgardă, iar coordonarea, pentru că această lume este o lume care o copiem de la Dumnezeu, încercăm să facem omul bionizat,
încercăm să copiem creația și niște oameni care stau în spate și care au foarte mulți bani obținuți în fel și chip, ușor, ușor se integrează și ca tot ceea ce vine cu atât de multă, evoluție, așa numită evoluție, aduce la pachet o grămadă de lucruri care chiar va trebui să știm cum să facem diferența între cine suntem noi și între ceea ce a vrut Dumnezeu să fim. Și nu are nimic de face cu religie, nu are nimic de face cu naționalitățile. Dumnezeu este doar unul singur. Și dacă vrem să numim, vrem să-L numim Dumnezeu, vrem să numim natura, vrem să numim energia, vrem să numim Dumnezeu, vrem să numim, Allah, Iisus, în toate felurile, Buddha, cum dorim noi să numim pe Dumnezeu, când vorbim despre spiritualitate, vorbim despre forța și despre lumina folosită de Dumnezeu, da? Fiecare cu religia lui, fiindcă religia este extrem de importantă și noi ne-am născut în religia părinților noștri și fiecare se duce pe religia lui sau poate alții își schimbă religia în timpul vieții, este o chestie profund personală, fiecare face cu acest lucru exact ceea ce își dorește. E bine, această direcție, această lume nouă în care intratul ăsta puternic, da? În care pe de o parte vorbim și prezentăm niște lucruri sub formă de digitalizare și pe de altă parte să ne pregătim pentru că urmează să fie controlată ființa, toată aceasta vine la pachet cu partea de identitate. Pentru că dacă vorbim în Kabbalah de 99% lumină și 1% întuneric și o pătură groasă care separă cele două lucruri, cele două situații, noi nu suntem 100% în 1%, că ne lipsește tot potențialul nostru de 99% și nu suntem 100% în 99%, pentru că este partea de lumină, partea de unde vine comunicarea cu divinitatea, indiferent cum o numim, da? Pentru că de aceea, iarăși fac o paranteză, de aceea în diverse, nu contează în ce țară suntem, putem să învățăm budism. Și putem să practicăm o grămadă de lucruri. Nu știu, pot să merg în Peru și să practic acolo tot ceea ce civilizația incașă ne-a dăruit și care oameni care erau legați de lună, de soare, nu se închinau la lună și la soare, dar închinau practic acestor creații divine, își închinau viața pentru că în funcție de lună, de soare, lumină, întuneric, vedeau că lucrurile se dezvoltă. Așa încât de la fiecare învățăm ceva, nu are nimic de a face cu religia, are de a face cu felul în care omul este creat, femeie și bărbat, două sexe distincte, care se iubesc, fac dragoste și dau naștere la o continuare a vieții pe mai departe. Ei bine, când vorbim despre ființă și despre identitate, ne referim de fapt la partea de 1%, aici în întuneric, care se prezintă prin intermediul identității și la partea de 99% în lumile superioare, care se prezintă sub forma ființei. Să fie foarte clar, un om poate să fie o mortăciune vie aici în 1%, poate trăi, se poate târâ de colo-colo, dar dacă el este în depresie sau dacă este într-o fază de neproductivitate, este clar, el nu ajunge să se conecteze la partea de lumină, care da, îl ajută să-și practice religia, îl ajută să stea conectat la lumină. La fel, dacă rămânem doar într-o altă lume, clar, viața de aici nu mai corespunde de ce călugării se retrag. Se deconectează de la 1% și înainte de a le veni vremea, înainte de a ne veni sorocul, și vorbim și de călugării budiști aici, vorbim și de călugării creștini, da? Partea ortodoxă este extrem de reprezentată cu astfel de călugări, da? Care ajung să se înalțe atunci când se roagă, care ajung să se conecteze, care trăiesc în mijlocul naturii. Oare de ce? Pentru că este creația, este geneza. Și atunci lasă deoparte ceea ce au creat, trăiesc acolo singur spre a se putea ruga pentru a putea accesa divinitatea. Revenind la acest lucru, ei bine, acolo din 99% vine ființa, de acolo vine divinitatea și da, prin intermediul ființei vine entuziasmul, vine ziua de mâine, vine bucuria de viață, vine tot ceea ce înseamnă lumină, da?
de experiențele spirituale sunt experiențe care au loc în 99%, noi le primim aici în 1%, dar ele ne arată viitorul nostru, ele coboară, au un rol extraordinar și da, o experiență spirituală, dar cu adevărat spirituală, nu după ce am citit o carte, eu devin devin mai deșteaptă cu o carte pe care am citit-o, dar ea trebuie să se așeze undeva, eu trebuie să o pun în practică. Un om care citește este un om citit, da? Un om care citește foarte mult lucruri complicate, lucruri care țin de știință, este un om intelectual. Asta nu-l face neapărat și spiritual. Dimpotrivă, mulți oameni, cu cât citesc mai mult, își îmbogățesc identitatea. Ideea este să ajungem și cu ființa într-un colț, într-un loc, din care să ne putem înălța, pentru că o experiență spirituală este una de natură sacră, este una de natură transcendentală și, practic, este un sentiment profund de viață și interconectare, în condițiile în care eu îmi conectez identitatea, cea pe care o am aici, de partea de ființă, de proiecția mea, de cea care se află 99%. Da? O să descoperim, cum am pomenit mai devreme, partea de religie, că viața spirituală la foarte multă lume este legată de biserică, templu, moschee, sinagogă, whatever, orice ar fi, și da, este o experiență spirituală, dar o să descoperim că în cadrul religiei, pentru că religia este reprezentată de niște oameni aici pe pământ, o să descoperim că aici, în cadrul religiei, de foarte multe ori găsim oameni care vorbesc despre stări și despre trăirile sufletului fără vibrație, pentru că religia, așa cum este pusă în practică de multe ori, nu are spiritualitatea în ea, așa cum atunci când există spiritualitate, dacă vrei cu adevărat să te conectezi, ar trebui să practici religia strămoșilor tăi sau ar trebui să te conectezi tu, să te duci la o religie nouă, dar este foarte important să găsești și o religie aici în 1% prin care să te manifesti. România este o țară ortodoxă, majoritatea oamenilor sunt ortodoxi, așa încât ortodoxia ne este foarte la îndemână, majoritatea majoră, da, este așa un pleonas, dar în ebraică se poate spune asta, practică religia ortodoxă și da, religia ortodoxă poate fi o cale prin care să ne găsim spiritualitatea în timp ce găsim alte domenii să ne putem conecta la ceea ce într-adevăr ne dă vibrație. Alții caută sens prin conexiunile lor cu natura și cu arta și acolo oamenii care sunt foarte talentați au o identitate aici în 1% și sunt conectați la un talent extraordinar, un rezervor extraordinar pe care divinitatea, Dumnezeu, l-a deschis și l-a revărsat în viețile noastre și de foarte multe ori identitatea este un vas foarte mic și nu reușim să facem foarte multe lucruri. Simțul scopului câteodată ne ajută, un scop aici în 1%, ne ajută să fim activi, să fim plini de viață. Și de multe ori, lipsa scopului se manifestă prin faptul că nu ne conectăm la partea de spiritualitate și divinitate din nou. Iar definiția personală a ceea ce înseamnă spiritualitatea și felul în care leg partea de identitate, da, de aici din 1%, cine sunt eu, cum arăt, câte kilograme am, cum, care contează și asta foarte mult, da, pentru sănătate, cum o leg de lumile superioare, este extrem de importantă, fiindcă această definiție spirituală se poate schimba în decursul vieții și se adaptează în decursul vieții la o grămadă de experiențe și de relații. Există foarte multe întrebări prin care noi putem conecta partea de identitate, cea pe care o avem aici în lumea în care trăim, de partea de divinitate, acolo unde se află scris viitorul nostru și de care noi habar nu avem și pentru că nu se manifestă imediat, pentru că cu cât practici mai multă spiritualitate, cu atât manifesti mult mai repede. Cei care nu sunt conectați și care nu au în intenție să-și conecteze partea de identitate cu partea de ființă, pot experimenta luni, ani de așteptare pentru un lucru, nu mă refer la facultatea de medicină care ține 6 ani și trebuie să treacă 6 ani, da? Nu mă refer la, nu știu, o femeie rămâne însărcinată, un cuplu rămâne însărcinat și atunci vrem să naștem într-o zi, da? Pentru că atunci am rămas însărcinat și acum vrem să naștem. Aia este o perioadă de timp divină, stabilită de Dumnezeu pentru toată specia umană, indiferent de religie și indiferent de cât de spirituală este
este persoana respectivă, faptul că rămâie sărcinaș și naște este un act spiritual de sine stătător care nu ține de noi, care se dezvoltă în corpul nostru și care ține de divinitate. Corpul știe să facă asta cu înțelepciune, pentru că corpul nostru are propria înțelepciune și este o înțelepciune care ține de ființă, nu ține de identitate. Felul în care digestia are loc, felul în care inima bate, felul în care ne îndrăgostim, felul în care clipim, felul în care ținem ochii deschiși, felul în care manifestăm fericirea, este o manifestare a ființei. O ființă care este tristă, da? Când spunem o ființă care este tristă, ne duce direct la identitate, nu mai este ființă. Este un om, este o creatură, da? Pentru că în 1% nu avem o ființă, avem o creatură. Este o creatură care este tristă și care trăiește și a pierdut temporar sau momentan sau poate de foarte multe ori pentru toată viața și a pierdut conexiunea la bucurie, la fericire și și-a pierdut conexiunea cu ființa, cu propria ființă. Iar ființa știe o grămadă de lucruri, pentru că de aia se spune că a luat ființă ceva, nu spune că a luat identitate. A luat ființă pentru că a venit la viață și un om trăiește atâta vreme cât ființa în el este vie, da? De aceea, în această a doua parte a emisiunii, o să explorăm niște întrebări legate de felul în care noi manifestăm religie, spiritualitate, căutarea de sine. O să le punem pe toate sub aceeași umbrelă, da? De fapt, este vorba despre suflet până la urmă. Iisus a fost foarte mare cabalist. Iisus a fost un cabalist care așa a și venit pe lume să se preocupe de lucruri majore și importante care țin de suflet. A știut exact, a cunoscut cabala, a fost un mare cunoscător a ceea ce înseamnă identitate, că de-aia a venit în 1% să dea un exemplu către cei care trăiesc prin identitate și să lege întreaga ființă a umanității, să o ia și să o lege de partea de ființă universală, așa cum a creat-o Dumnezeu. Explorarea scopului vieții reprezintă o uniune între identitate și ființă. De cele mai multe ori se face asta prin trezire, prin revenire la viață, deci așa se face. Iar această spiritualitate, această legătură dintre identitate și ființă se face de foarte multe ori prin intermediul unei spiritualități legate de întrebări mari, cum ar fi: sunt eu o persoană bună? Sunt eu o persoană care mă manifest complet diferit față de restul, în ideea în care eu, fiind o persoană bună, fac locul lângă care mă aflu un loc mai bun? Par așa niște întrebări naive sau niște întrebări ideologice, dar ele nu sunt așa. Pentru că noi venim pe planetă să ne manifestăm într-un fel complet diferit și ceea ce ne ține de foarte multe ori aici și ne sabotează legătura dintre identitate și ființă sunt lecțiile cu care am venit, care țin de ziua și de luna cu care ne naștem, sunt cadourile pe care le-am primit și nu suntem în stare să le aducem în viață. Și mai mult de atât, este zestrea pe care am primit-o de la mentorii noștri, de la familia noastră, 7 generații peste. Stai în anul 2024 și spui întrebări legate de secolul al XIX-lea, niște lucruri pe care nu le-am înțeles atunci și care s-au transferat până la noi, până acum. Da? Sensul suferinței, dacă nu reușim să găsim un sens al suferinței, dar sensul suferinței nu poate fi dat prin aplicarea teoretică a unor lucruri pe care le-am dat, pentru că întrebările astea mi le pun din partea de identitate și cer ființa să coboare către mine să pot înțelege mai mult, mai bine, da? Care este legătura mea cu lumea din jurul meu? De foarte multe ori lumea ajunge să nu mai aibă legături cu lumea înconjurătoare, nu mai are chef să aibă legături cu lumea înconjurătoare. Și atunci treaba se manifestă nu foarte bine. Treaba nu se manifestă foarte bine, da? Întrebări de genul: se întâmplă lucruri cu un motiv? Au rost lucrurile și care este motivul lucrurilor? Da, eu pot să pun între cauză și efect, pot să pun o legătură, dar nu întotdeauna o fac așa cum trebuie. De aceea am nevoie să cunosc regulile din Kabbalah, care sunt principiile din Kabbalah, care leagă cele două lucruri între ele și le fac mai bune, da? Cum pot să-mi trăiesc viața în cel mai bun mod posibil?
Astea sunt niște întrebări extraordinare care leagă identitatea și viața care pare câteodată fără sens pe care o avem aici, o leagă de fapt de lumile superioare. Și da, în decursul anilor au apărut o grămadă de definiții ale experților care se referă la acest gen de spiritualitate, fiindcă spiritualitatea, în mod obligatoriu, leagă lumea în care trăim de lumile superioare. Și dacă trăim, dacă pierdem din vedere aceste întrebări, dacă eu sunt o persoană bună și răspunsul când, cum să zic, se deșartă așa din mine, când dă pe afară așa din mine, da, un entuziasm care iese din mine, da, răspunsurile când sunt așa, este clar că ființa din mine, celulele din mine se trezesc, se reașează și îți spun da, tu ești o ființă bună sau nu ești o ființă destul de bună și da, îți poți trăi viața și altfel, da? Pentru că sensul suferinței are de multe ori scopul, este acela că trebuie să ne trezim și acesta are loc prin legătura cu oamenii din jurul meu. Dacă trăiești fără prieteni, dacă trăiești fără familie, fără legături bune cu familia, dacă nu te-ai luptat destul, nu ai lucrat destul și de multe ori familia e compusă din oameni absolut imposibili. Absolut, absolut, absolut imposibil. Deci dacă nu te lași influențat și dacă nu dai deoparte tot ceea ce ai ca să încerci să ai o legătură cu oamenii, pentru că trec oamenii, trece viața fără să o cunoaștem, fără să știm ce-i cu ea, situația devine destul de ciudată, da? Pentru că avem niște răspunsuri care ne leagă în identitate și când identitatea, când trăim prea mult în acest prezent de identitate în care numai ce văd este real, numai conexiunea la cele cinci simțuri ale mele este reală, altceva nu există, da? Când trăiesc în acest mod, răspunsurile nu prea coboară așa cum trebuie să coboare. Nu prea coboară pentru că eu am nevoie de răspunsuri din lumile superioare, iar ele nu se prezintă, da? Practic, legătura aceasta dintre identitate și ființă, reprezentată de spiritualitate, este un aspect al umanității care se referă la modul în care noi, ca oameni, ne căutăm și ne exprimăm sensul. Nu putem identitate fără ființă, nu putem ființă fără de identitate. Este modul, scopul, sensul în care îmi experimentez conexiunea mea cu momentul. Pentru că de multe ori, fiindcă viața este grea, fug exact de momentul prezent. Fug exact de momentul prezent și fiindcă așa mi-am creat și trecutul, nu sunt în stare să mă ocup de trecut și spui oamenilor, lasă-mă cu trecutul, hai să iau de la capăt. Tu o iei, dar tu continui să creezi același prezent, da? Practic ține de modul în care îmi experimentez conexiunea cu momentul, cu natura, cu ceea ce este semnificativ cu adevărat și cu partea de sacru. Da? Este o explorare profundă a momentului prezent prin prisma conexiunii mele între identitate și ființă, cum le pun împreună și mai ales a conceptelor, a principiilor, da? De identitate și ființă din Kabbalah. Întotdeauna se poate analiza, o asemenea analiză poate fi făcută doar prin prisma unor idei profunde care se referă la psihologie, la spiritualitate prin psihologie și psihologia prin noțiunea de spiritualitate. Să nu uităm că psihologia este cea mai nouă știință, dacă nu mă înșel, nu cred că a mai apărut vreo una. Este cea mai nouă știință, a devenit știință numai prin anii 70, nu a fost considerată știință în România. De aceea România este atât de grozavă, că dacă vrem să dăm niște exemple unde excelează de fapt România, excelează la faza de spiritualitate, excelează extraordinar la faza de spiritualitate România, având în vedere că spiritualitatea a fost interzisă în timpul lui Ceaușescu, psihologia a fost scoasă de la nivelul de știință și pur și simplu scoasă, deci nu s-a mai studiat psihologia. Și iată că după anii 90 lumea s-a orientat puternic atât spre psihologie și s-a orientat puternic și spre spiritualitate.
Deci, practic, ca să ne dăm seama ce înseamnă aceste concepte, trebuie să știm ideile profunde din psihologie, înțelepciunea cabalistică și să înțelegem cum se interrelaționează aceste concepte, dar mai ales cum conceptul de identitate, care suntem noi ăștia în 1%, pătura groasă și de ființă cea din 99%, cum se interrelaționează și cum ne modelează înțelegerea sinelui și a existenței. Pentru că acea pătură groasă, de ce este atât de important? Acea pătură groasă se subțiază când eu înțeleg cum spiritualitatea și viața mea din zona de identitate mă modelează și mă ajută. Există perspectivă a specialistului care se ocupă de spiritualitate, există perspectiva oamenilor de știință care foarte multă lume, foarte mulți psihologi sunt doar psihologi, nu se ocupă și de spiritualitate și nu ar accepta, ferească Sfântul, nu ar accepta nimic. Am avut o discuție cu un psiholog săptămâna trecută, un om foarte drăguț și un om care îmi povestea cum a studiat și acolo și acolo și care a fost și în Israel și a făcut și aia și aia și aia. Ei, am avut niște oameni care au venit să-mi ceară ajutorul și când am trimis acești oameni către psiholog, având în vedere că ei au venit prin cabala și cunosc cabala și au ajuns la faza de maturitate spirituală, da, până unde au ajuns, da, să-și dea seama și să accepte că vor să se dezvolte și că au nevoie mai mult prin prisma perceptelor pe care le-au aflat de la cabala, da? Ei, au ajuns să se ducă spre psihologie, da, spre psiholog. Și am rugat psihologul să avem o conversație prin care, având în vedere că îi trimit niște clienți, sunt niște lucruri pe care ei le știu, ar economisi foarte mult timp și ar trebui să știe că ei vin cu niște principii, iar principiile alea învățate în cabala le-au deschis capul într-un timp record, pentru că atunci când ești conștient de faptul că ai niște mesaje pe care le primești de la ființă, după ce ai pus la perete psihologul, aia nu, și eu sunt psiholog de meserie, da? După ce ai pus la perete psihologul, aia nu, aia nu, aia nu, și ai lucrat și ai ajuns să vezi lucruri și au ajuns la tine lucruri și simți nevoia și s-a trezit în tine identitatea care spune am nevoie de mai multă lumină, vreau să fiu un vas mai mare în care să intre lumina, să înțeleg mai bine atât părțile de întuneric cât și părțile de lumină. Ei, când îți vine o asemenea persoană, e o familie întreagă, da, am trimis acolo, când îți vine un asemenea personaj format din membrii familiei, da, care sunt câteva persoane deodată și care se duc să facă niște lucruri, am cerut să am o discuție și fără să povestesc, să spun un pic ce au trecut în decursul cursurilor sau ce s-a întâmplat, să dau această chestie de 1%, 99%, pentru că ei vin prin această cale, au ajuns la psiholog și nu i-am luat eu, i-am trimis la altcineva. Psihologul a zis că nu este interesat, deci nici măcar să audă. Deci erau niște noțiuni care ar fi ajutat foarte mult în discuția cu membrii familiei. E, familia s-a dus, au început. Când începi cu niște oameni de genul ăsta, care nu vor și care pur și simplu s-au rostogolit spre spiritualitate din întâmplare și au început să atingă niște percepte, da? Și au spus, ok, vrem acum psiholog. S-au întors toți membrii familiei și au zis, e prea complicat. Noi nu înțelegem, se cere prea mult, noi am depășit acea fază de mult. Pentru că începem cu idei legate de identitate, idei care, bineînțeles, se leagă imediat de copilărie, se leagă de nu știu ce, da, ele sunt foarte importante și trebuie studiate. Dar înainte de acest lucru, este vorba de trezire și de faptul că am reușit în momentul prezent să înțeleg că există o lume mai mare decât mine în lumile superioare, nu contează religia, nu contează în ce cred, și că eu m-am trezit și că ceva clocotește în mine. Și că această clocoteală m-a dus să întreb cum pot eu să mă autodescopăr, pentru că asta e întrebarea, asta am vrut să spun. Ei vin din ideea cum pot să mă autodescopăr. Ei bine, mai erau niște membri a familiei care n-au participat la întâlnire și am vrut să cer treaba asta să se întâmple. Bineînțeles că după prima întâlnire a venit răspunsul implacabil. Să vină toți membrii familiei, fiindcă sunt toți interconectați. Păi sunt interconectați, asta spuneam și eu. Adică foarte multă lume în psihologie astăzi, după părerea mea,
învățarea sau, bineînțeles că există niște norme, nu poți să le combini așa după cum îți trece prin cap, da? Atunci când mergi la psiholog. Dar faptul că noi cunoaștem niște principii ne ajută să înțelegem de spiritualitate, niște principii care leagă identitatea de lumile superioare, ne ajută să înțelegem mai bine un om care ajunge la psiholog prin spiritualitate și să-l ajutăm să se conecteze, să-l ajutăm să se deschidă, pentru că noi cunoaștem niște lucruri mai mult și mai bine și nu le ținem doar în partea de teorie, ci și din partea de practică. Ne ajută să înțelegem cum se corelează, cum relaționează ele unele cu altele. Deci, practic, din perspectiva spirituală, din perspectiva Kabbalah, da, identitatea este sensul construit al sinelui. Și vorbim despre sine. Deci când vorbim despre primirea sufletului, este construcția fizică a sinelui și aceea este, o vedem fizic, da? Și aceea este, în cazul meu are o rochie roșie, cercei roșii, da? Deci asta este de fapt identitatea. Sunt rolurile pe care le jucăm, credințele pe care le avem, valorile pe care le susținem, da? Experiențele care ne-au format, da? Este o identitate care este influențată de educația noastră, de cultură, de ce spuneam mai devreme ca psiholog, sunt psihologi foarte buni, sunt psihologi mai puțin buni, psihologi începători, psihologi avansați. Deci fiecare știe de unde a pornit și unde ajunge și practic această identitate este profund influențată de educație, societate, cultură, ce auzim, ce citim, ce ajunge la noi, de istoria personală. Da? Ființa, în termeni spirituali, este esența a ceea ce suntem cu adevărat, dincolo de toate construcțiile identității, care sunt valabile azi și mine nu mai sunt valabile, da? Care, nu știu, până în 44, până în 45, până au venit comuniști în 48, de fapt, da? Când au plecat regele, sau 47, când a plecat regele. România era o regalitate, banii aveau o valoare, după ce a plecat regele, am rămas fără toate astea, ne-am trezit cu alți bani, altă construcție, alt gen de proprietate. Deci ființa este sinele nostru care este sine de bază, de neatins, de influențele externe. Nu poate fi, este de datoria noastră să avem grijă de ființa noastră. Nu poate fi atins de influențe externe și de așteptările din societate. De aia ne urmărim și ne urmăm vocea interioară. Ființa este asociată de foarte multe ori cu sufletul și în Kabbalah asta este asociată cu sinele superior, da? Și partea eternă, neschimbătoare a noastră, profund conectată cu Divinul, prin intermediul căreia ne reîntrupăm și ne reîncarnăm și ne reîncarnăm, în care moștenim, în funcție de familia în care venim, moștenim ceea ce ne dă familia respectivă. Pentru că în călătoria spirituală este călătoria către ființă și ea implică eliminarea straturilor de identitate falsă, fiindcă avem foarte multe lucruri, spunem, nu avem nevoie și există modalități de a face acest lucru. Este vorba de ceva, de o călătorie transcendentală, pentru că trebuie să trecem prin ego, trebuie să trecem prin straturi de întuneric ca să ne conectăm cu esența noastră adevărată. Acest lucru implică cine suntem noi ca ființă, poate să implice religia dacă ea nu ne oprește, dacă nu ne spală creierii, da? O religie așa cum trebuie să ne elibereze, să ne simțim bucuroși, implică familia, implică toate valorile tradiționale. Atenție! Implică valorile tradiționale prin energia numită iubire. Ființă egal iubire. Vă mulțumesc că ați fost cu mine în această seară, în această dezbatere importantă. Sunt Ea Haimovic, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă invit să fiți parte, să participați la resursa gratuită a Academiei de Kabbalah și Spiritualitate Modernă, Badel, în fiecare dimineață la ora 5:45, în fiecare seară de la ora 9, meditațiile libere, și să fiți parte din comunitatea Kabbalah 100%, este comunitatea emisiunii noastre, de fapt, Kabbalah 100% pe Facebook. Vă așteptăm acolo cu întrebări. Vă iubesc. O noapte liniștită.